Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Raft. Hai să continuăm, fraților. Nu mai ești pe mapa noastră. Hai să continuăm. Băi, nu mai știu ce am făcut aici pentru că n-am mai jucat, am programat câteva videouri. Nice. Ok. Păi avem nevoie de niște apă din câteva, dar hai să le umplem și să mergem să o purificăm apa. Și da, bă, fraților, seria noastră cea mai șmecheră de pe canal este Raft, până acum, nu știu, și pentru mine, și jocul ăsta e genial. Și am văzut că developerul chiar gen, face update-uri, am intrat pe site-ul lor oficial acum 20 de minute și chiar așteaptă propunere de la playeri și alte comentarii și astea, deci chiar vrea să se ocupe de joc. Și asta îmi place foarte mult, când văd un tip care se ocupă de un joc genial, care chiar o să aibă succes, care deja chiar are succes, pentru că l-au filmat nu știu câți youtuberi mari, și cel mai probabil și abonații lor se joacă, așa că eu zic că are foarte mare succes deja jocul pentru un joc alfa. De fapt, nu știu dacă e alfa, e versiunea 1.04. Dar eu zic că e super, super, are succes destul de bun. Deci hai să luăm astea și chestii ce mi se pare mai tare decât alte jocuri de survival. Părerea mea, nu știu acum ce să vă zic. Hai să vedem. Pac, și e și optimizat bine, adică na, nu e cel mai bine, dar e bine optimizat. Nu e cel mai bine optimizat pentru că mie pe un GTX 970 16 GB de RAM și 5, dacă dau pe Ultra, merge în 40 de FPS-uri. Deci nu e cel mai optimizat, să zicem. Dar poate o fi de la grafică, mai știi, dar nu cred că, mă, dracu. Mă rog, nu contează, e joc nou, bineînțeles. A, ori o să speria pe știi ce naiba. Gata. Trebuie ceva mâncare. Ok, deci mă gândeam să terminăm aici. Și ce să fie ca un fel de ori cameră de chesturi aici sus, ori altceva, nu știu. Oh, uite, și am prins câteva chestiuțe faine. Ok, și mai nu să fie cameră de chesturi, totuși, vedeți că nici nu sunt multe iteme, uite, doar itemele astea de craft, dar deci nici nu sunt măcar nu sunt multe iteme. Nici nu am apucat să facă. Dar am zis să joc jocul ăsta din beta, pentru că cine știe, poate când o să se fac update-uri ca lumea, poate o să filmăm mai multe episoade, nu? Bine, oricum filmez deja zilnic, dar nu pot să se stacheze. Ba da, pot să se stacheze. Ok. Hai să vedem ce avem aici nevoie. O frânghie. Ah, am 0. Da și mi astea 8 să facem niște frânghie. Ok. Ce ne mai trebuie nouă? Băi, avem două purificatoare. Avem cam tot. Spada avem. Hai să vedem unei rechinu, că tot veni vorba. Dă-mi microfonul un pic mai departe să nu suflu în el. Ok. Unde este? A, uite-l acolo. Bă, stai că astea se duc am. Uite, de exemplu, astea nu o să le prind. Vedeți? Și trebuie să le iau. Așa, bă, și să. Știți ce zic eu? Să facem chestia asta mai lungă sau ne ajung capcanele astea? Nu știu ce să zic, pentru că acum cum am început. Wow, mamă, cât aveam aici. Ok. Păi, eu zic să continuăm asta de sus. Nu știu cum să vă zic. Etajul, să zicem așa. Că o să fie ca un fel de cameră de chesturi acolo, deci o să fie super ok. Hai să vedem. Asta o să fie ca un fel de cameră de chesturi, așa că trebuie să continuăm, să facem așa. Ok, hai să vedem. Foundation. Mie nu-mi trebuie foundation, băieți, mie îmi trebuie floor. Încolo nu mai pot, îmi trebuie deja de alea. Nici încolo. Bă, asta ar fi cam ok. Ok, hai să vedem să facem un chest. Craft. Avem un chest și o să-l punem. Rotate, rotate, rotate. Hai, cum se deschide? A, așa se deschide, ok. O să-l punem fix aici pe margine. Open. Gata. E, și acum ne punem. A, frânghii nu trebuie să le pun. Nu știu, punem asta aici. O să mai punem așa la gen încolo chesturi. Că o să avem iteme de nu o să mai avem ce să facem cu ele, știți? Uite aici câte prind în capcană. Și aș vrea să-mi extind și chestia asta cu capcanele. Butoiule, nu pleci de lângă mine. Uite, unde le pleacă așa pe lângă, știți? Pur și simplu, mi abandonează. Dar și eu mă gândeam să-mi fac o bază foarte mare. Opa, ce se întâmplă? Vine apa așa de sus? Ah, ok. Ia uite cât de sus vine apa. Aoleo. Jet. Ok. Vine apa. Așa, încet, încet. Vedeți? Ia uite și mai chiar. Mamă, uite cum trec chestiile, frate. Uite, nici nu mai am ăla de pescuit acum. Vedeți? O am, dar n-a pot să arăt, de exemplu. Dar asta e cel mai important. Fără ăla, îi pierd jocul, practic. A, ba da, dar poți să-ți faci unul oricum. Na. Deci hai să vedem să ne continuăm etajul nostru aici. Fac și de asta de mâncare și la etaj și de apă. Că oricum nu avem destule și acolo jos, na. Avem și la etaj, ia.
Aici și asta de apă. La fel. Ok. M-aș muta... Ia ce se aude? Mușchiară? Nu, mi s-a părut că mușchiară din asta. Din bază. Ok, și ce aș mai vrea să fac acum? Urgent, neapărat, neapărat. Hai să facem așa, pac, pac, pac. Așa, urgent, urgent acum. Mai multe de-astea capcan, uite, și aici. Și mai probabil o să vină rechinul să ne muște din ele, dar avem spadă. Avem arc de cojocului. Hai să luăm astea, pac, pac. Și lemn, cred că am pus ceva lemn sus. Oh my god, nu trebuie apă. Pick up din drink cable water. Hai să punem la purificat. Da, hai să vedem. Deci, hai să craftăm. Asta aici. Trebuie frânghii. Avem foarte multe frânghii, deci ne trebuie și lemne. Două. Ok, două am făcut până acum. Foundation. Trebuie fundație? Uite, așa. Una așa. Și una așa. Zic eu că e ok, nu? Hai să mai craftăm. Ne trebuie frânghii. Bam. Și încă una așa. Așa, acum avem cam prins, dar cu cât e o bază mai mare, cu atât avem responsabilitate mai mare, deoarece cu cât e baza mai mare, cu atât ori nu-l aud cum mușcăm din bază, ori nu apuc să ajung până o distruge, că o distruge cam vreo 10 secunde, dacă mușcă, nu? Aud deja cum s-au prins de ea. Trebuie să vedem unde vin cele mai multe obiecte, dar cam în zona asta vin obiecte multe, așa că nu prea avem de ce să le stresăm, pentru că avem ea aici. Uite, și aici m-ar fi ok asta să pun și aici, unde am și eu un topor. A, aici. Perfect. Stai, s-a distrus și peretele, nu o problemă. Așa. Pam! Jap! Gata, frate. S-a făcut și aici. Și acum avem cam peste tot capcane. Chiar dacă pe aici ar mai trebui să facem încă o capcană. Bă, stați-mi un pic. Bă, da, asta de aici din stânga e legată de asta? Nu, nu era legată de asta, e perfect. Hai că oricum avem nevoie de foarte multe de asta, așa că hai să facem niște frânghe. Perfect. Autici. Pa, ce-ai făcut, frate? Rechinui cu minte acolo. Gata, ce-ai făcut, mă, nene, mă? S-a făcut, băieții. Ok. Hai să le adunăm și cred că atât e suficient. Cel puțin momentan, aoleu, am nevoie de hrană. Gata. Am făcut și hrană. Pick up the cable water. Hai să bem totuși și să-mi pun astea de care n-am nevoie sus. Așa. Hai să o punem la purificat. Și scări. Ceva de genul aș mai vrea să-ți... Ia ce fel de scări mai există? A, și chestia asta. A place to plant your seeds. Hai să o craftăm și să văd cum putem să plantăm noi. Ia, și craftăm o cameră asta de ceva de genul. Nu merge? Ah, da, merge. Aici. Perfect. Cum pot să plantez eu aici? Deci să văd că am auzit ceva. Să nu fie rechinul ăla care să ne mănânce iară din resurse. Dar nu știu cum să plantez în chestia asta. Dați-mi voi numai un pic să mă uit. Poate astea vreau să plantez? Ia, ia. Nu așa, nu știu vreau de cum să plantez. O las aici așa de ornament până mă prind cum se plantează, pentru că chiar n-am nicio idee. Mamă, câte teciuri am luat aici, am luat teciuri. Ia uză-l. Bă, ce faci, mă, vrei să-mi... Bă, vrei să-mi dărmi... Bă, mamă, da, deci dacă îmi bușca chestia asta, îmi dărâma toată partea asta de aici. Nu, toată partea asta mi-o dărâma de aici. Mamă, deci vreau să fiu foarte atent dacă am o bază mare și responsabilitate mare. Ok, hai să vedem, tac, pac, pac. Nu știu, nu m-am prins cu chestia asta, chiar nu m-am prins. Cum poți să plantezi sau și chestii de genul, nu te pot spune crouch, nu te pot spune. Chiar nu m-am prins, nu știu, o să văd pe internet, pentru că nu sunt chiar cel mai bun player la jocul acesta. Nu sunt chiar foarte profesionist, așa că, nu. Nu. Și faza cu developerii jocului și cum se ocupă de el, se ocupă foarte bine, a căutați, intrați pe site-ul lor oficial. Și developerii zilnic postează, cum ar veni, odaia unde să pot să pună playerii jocului opinii
adică cum e jocul, dacă le place, ce mai vor doar pentru joc. Ia. Mamă, n-am aici. Baronc. YOLO! Aoleu. Stai că venea el după mine să mă mănânce un pic. Ok. Deci, practic, care e obiectivul nostru în jocul ăsta momentan, până se mai fac update-uri? Să ne facem baza cât mai mare. Așa că avem resursele necesare. Stai ce? Ah, stai. Ne trebuie foundation. Ok, deci îmi trebuie multe de astea. Multe, multe, multe. Gata, mana. 15. S-a făcut. Hai să mergem să mai luăm. Ia uite aici câte facem. Câte de alea. Ia. Lemn. Nu avem lemn. Oh my god, nu avem lemn. Ceva foarte grav. Foarte grav este. Dar poate am pus în chestul de sus niște lemn. Câte plank am luat. Bine, mă. Așa, mai luat și niște plank de aici. Că hai că o să se prindă oricum. Mai să mai facem. Cam atâta zic că ar fi suficient. Ia uite aici, mă, câta baza. Câta animalul de bază, mă, dar... Faza e că e rechinul acolo, care s-ar putea în orice moment să înceapă să mănânce din lemn. Lemnul e gustos, nu? Ok, m-aș duce să exploreze într-o parte, adică să iau așa, să mă duc încolo. Pur și simplu așa, cu câte unde să mă duc încolo, dar nu merită. Mai bine stăm aici și ne vedem de survivalul nostru, decât să, na, ne riscăm. Hai să bem niște apă. Apa e destul de importantă. Bea. Bea fără tă. Gata, hai să mergem aici. O punem la cook. Punem și niște pește la cook. Chiar dacă avem deja 4, ne mai trebuie. Și hai să pescuim. Nu? Ah, pescuiește, domnule. Kilon deja de 12 minute, ok. Hai să mă pun mai încă. Opa. Hai să fiu cu ochii perechin să nu vină să muștem. Da. Și dați-mi și voi idei de jocuri survival, să mai un pic. Opa. Așa. Dați-mi și voi idei de jocuri de survival. Care, nu știu să vă zic, ea. Dar fie cum zice ea. Nu, mie îmi place că nu o prinde nimeni. Pluta asta. Pluta asta așa, doar se duce singură în apă, dar nu o prinde nimeni. Hai să vedem. Știu că astea oricum ne dau de mâncare, stați. Asta plantăm să ne dea de mâncare, dar nu știu cum putem să plantăm, ia. Ah, ia uite, mă. Ia. Stai că mai am la... De ăștia, ia. Rău potată, ia. Mamă, păi am la de ăștia, asta e. Plant. Bă, să mor dacă știam de chestia asta. Ia uite cum crește. A, păi și asta ne dă de mâncare. Păi să mai facem în cazul acesta. Dar o să facem la etaj, nu? Asta ar fi prima plantație. Hai să mai luăm niște de astea. Va fi prima plantație. Hai să... Și asta aici ar fi... Să facem mai multe plantații. Mă, nu știam. Chiar nu știam. Uite, m-am prins. Contează că te prinzi, nu? Ia. Trick... A, asta... Mă gândeam eu că vrea să distrugă ceva. Ok. Deci. Am făcut două. Unul aici pe margine ca să aibă și soare și apă și de toate. Chiar dacă n-are legătură în jocul ăsta. Ia, așa. Ia să plantă. Chiar nu știam să îmi bag piciorul, ia. Am. Am. Ia, și aici o crescut ceva. Ia, uite-mă cum o crescut, ce cute. Și pe mă gândesc că pot să revin să le adun, nu? Bă, bine, nu cred că acum. Vedeți că trebuie să aștepți, nu? Ia. Harvest. Nu, tu rau potato, deci îți dă două. Nu? Bă, ce șmecher, bă, îmi fac dita mai fermă aici. Uite. Păi să fac dita mai fermă. Ia. Dar am nevoie de 4 lemne. Ceea ce nu e chiar foarte bine, pentru că noi suntem cam în pană de lemne și avem nevoie de lemne, nu? Na, și așa putem supraviețuim cum ar veni... A, mamă... Hai că acum avem lemne. Așa putem supraviețui, nu? Zic eu, mai ușor. Că așa să supraviețuiești doar din pescuit. În primul rând, na.
Și până se pregătește mâncare, așa măcar știu că am aici, uite. Am 4 ferme, plantăm acum. Gata, și o să mai, asta o să mai aștept. Ia uite, ce șmecher, ce șmecherie am făcut. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Raft. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe la canal. Mai ales subscribe, pentru că mă motivează să văd că dați și un subscribe acolo și apreciați munca mea zilnică depusă. Și hai să adunăm toate astea, că după aia oricum se duc după ce ies din joc. Hai să am și butoiul ăsta. Da. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!